ele. Pentru ele, mamă, eu vreau să le văd mari, să le văd sănătoșele, că știi, că cam deseori, ba viroze, ba tot felul de. M-am săturat și puțin am obosit de chestia asta, dar toți îmi spun că așa este perioada. Așa este perioada, când este mic copil, așa se întâmplă. Exact. V-ați gândit pe ce dărâm să le, nu, de activitate să le îndrumați? Nu m-am gândit și eu știu, eu știi cum, îmi dau seama de ce îmi pui tu această întrebare, dacă nu m-am gândit să fie și ele cântărețe. Nu m-am gândit la asta, să fie și ele cântărețe. Dar nu te vei opune dacă... Nu, categoric nu. Eu zic așa, dacă vor vrea ele să devină cântărețe și dacă vor vrea ele tot atât de mult cât mi-am dorit eu, dacă și vor dori și ele tot atât de mult cât mi-am dorit eu să devin cântăreață, dar crede-mă că eu mi-am dorit foarte mult. Și asta a fost unicul meu vis. Și sinceră să fiu, eu altceva chiar nu pot face. Nu prea mă duce capul asta. Asta îmi place, înțelegi? Și o fac sincer și îmi place foarte mult. Dacă și ele vor avea dorința asta nebună și patologică pe care am avut-o eu, atunci da, eu le voi ajuta, normal, fiindcă am avut și eu nevoie de ajutor la timp. Știi, mi-ai dat o întrebare, da, mi-ai dat o întrebare la început și n-am terminat răspunsul la această întrebare. Deci au fost persoane care m-au ajutat. De foarte multe am făcut de una singură, și, dar foarte multe lucruri m-au ajutat persoane absolut fără niciun fel de... reproșă. Deci m-au ajutat foarte multă lume fără ca să, în schimb, să primească ceva, da? Au fost, eu acum aș putea să spun despre mulți. Am avut noroc de oameni de astfel, dar vreau să spun că au fost oameni și de alt tip. Înțelegi? Care au fost, mi-au pus piedici, care au vrut în schimb altceva, care mă rog, până la urmă, eu să știi că țin minte și acești oameni. Cât am și o trăsătură a mea, că le port pică. Le port. Eu am o trăsătură. Eu nu prea fac scandal, deci nu prea mă cert, nu sunt țire certăreață, dar dacă... Dar în suflet rămâne acela. Dar asta îmi rămâne, să știi că dacă cineva mi-a făcut un rău, sau dacă cineva m-a trădat, nu uit și nu uit niciodată și îmi este chiar greu uneori. Aș fi putut închide ochii la multe, dar nu pot. În astă seară, pe stradă răsună un cântec cunoscut. Și cine oare mă strigă pe nume, zâmbesc și nu răspund. Melodia veche mă răpește și mă duce la amintiri. Cineva din nou îmi dăruiește trandafiri. Și frunza toamnei se schimbă îndată cu florile de mai. Și prima oară e ultima dată și singura ce-o ai. Melodia veche e mai nouă decât ploaia ce-a trecut. Dragoste înseamnă inimi două și un sărut. Prietenii adevărați sunt deloc mulți. Sunt acei care ți-ar un ajutor întotdeauna la nevoie și care sunt sinceri. Din câte știu, aceste cuvinte ți aparțin. Exact. Deci prieteni înseamnă mult pentru mine. Deci colegi e altceva, tovarăși, da? Cunoștințe bune, da, dar prieten pentru mine, prieten este ceva cu literă mare. Și prieten pentru mine este soțul meu, prieten este mama mea, fratele meu, ăștia sunt și prieteni, da? Deci oamenii în care ai absolută încredere. Asta nu înseamnă că n-am avut prieteni. Am avut prieteni, dar foarte mulți m-am înșelat, da? S-a întâmplat, îmi pare rău. Poate tot din motivul că sunt și eu prea deschisă și întotdeauna îi văd pe toți, îi toți îi văd într-o culoare roz, știi? Și, mă rog, am și acum prieteni. Nu, chiar dacă aș da niște nume, cred că n-aș spune nimic, fiindcă nu sunt din showbiz sau persoane publice. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru găzduirea armonioasă și plină de sinceritate. Îți doresc așa cum îți dorești tu, să te bată norocul tare, tare, tare. M-a bătut așa. De 3 ani în urmă, m-a bătut atât de mult, de 2 ori. Să te mai bată în continuare. Mersi. E bine mie decât pe frumoase și până la noi întâlniri. Mersi mult. Câte cuvinte mi-ai scris de atunci, dorul din tine le știe. Ceasul bătea și mă găsea singur în noaptea pustie. Până la
dacă ești departe, dragostea mea, dorul de tine mă ține. O lume aștrebate, dragostea mea, numai să fii lângă mine. Și dacă ești departe, dragostea mea,